Cristina Cassandra a început atletismul la 13 ani, era în clasa 8-a, făcea orientare sportivă și a fost observată de un antrenor de atletism, care după lungi insistențe a reușit să o aducă la antrenamente. Bineînțeles, ca orice antrenor, ca să încerce să mă atragă, mi-a zis că voi fi mare, o să particip la europene, mondiale, olimpiadă. În mintea oricărui copil încolțește ceva. Și, cum am zis la început, 4 ani de zile mi-a fost foarte greu până am luat prima medalie la individual. De multe ori mă întrebam, dacă eu nu sunt în stare să țin ritmul cu colegele mele din grupă, cum o să ajung eu o mare sportivă? De mic am urmărit la televizor, le urmăream pe într-adevăr, Paula Ivan, Doina Melinte, Chesec, Violeta Beclea, deci oricum toată spuma atletismului românesc. Și de multe ori mă gândeam, oare cum pot să fac eu să ajung acolo, la stadion? Atleta suceveană a bătut record după record. Nici nu mai știe exact câte sunt. În proba de 5.000 am 2 recorduri naționale, asta la nivel de junioare, iar în proba de obstacole, numai puțin, nu știu, 7-8. Nu le-am ținut numărul ca să mai vină și altele, să nu se oprească. Nu se compară emoțiile de la olimpiadă cu cele de la alte concursuri, e ceva cu totul deosebit. Și la Beijing, după cum se știe, stadionul a fost imens, era plin de lume, chiar și în ziua calificărilor. Asta poate și din cauza că am avut calificările seara și atunci tot stadionul s-a umplut de oameni. Într-adevăr, când am intrat în stadion, am aruncat doar o privire, am văzut că e full, după care mi-am zis în mintea mea, ești singură în stadion, nu mai e nimeni cu tine, trebuie doar să alergi, trebuie să alergi 110%. În momentul în care deja dăm drumul în cursă, nu mai, deja fiecare, eu cel puțin, eu așa cred că fiecare sportiv se concentrează în acel moment doar pe cursă. De fapt, nici nu te mai interesează cine e în afară, cine se uită, că te văd de acasă. Uneori poate sunt copleșitoare și gândurile că, vai, mă văd ai mei, dacă nu alerg bine, ce o să zică cei de acasă, dacă nu iese un rezultat bun sau... Dar pot să zic că am reușit să mă detașez de aceste lucruri și, într-adevăr, să alerg atâta cât am fost antrenată. Sunt a 7-a sportivă a tuturor timpurilor care a coborât sub timpul de 9 minute și 20 de secunde. Adică eu nu vreau să par lipsită de modestie, dar... Este un rezultat foarte bun pe plan internațional. A ajuns să fie aplaudată de stadioane întregi, de milioane de oameni. A ajuns mândria orașului nostru. Este adevărat că un sportiv, în momentul în care își dorește să facă performanță, trebuie să realizeze că va trebui să facă foarte multe sacrificii. Cum am spus, eu am început să practic acest sport la o vârstă destul de fragedă și... După cum se știe, la vârsta adolescenței apar atâtea tentații, o discotecă, ieșirea în oraș cu prietenii. De multe ori a trebuit să renunț la acest lucru. Vreau să spun că totuși nu a fost adolescenta care să nu meargă la discotecă sau să nu aibă un grup de prieteni. Mi-am dat seama că dacă, de exemplu, pierd o noapte, pe mine mă va costa 2-3 zile, îmi va fi foarte greu la antrenament. Și atunci, încet, încet, realizând acest lucru, am... început să renunț la această viață de distracții, cum s-ar spune. Mi-am dat seama că pot să am multe satisfacții din practicarea acestui sport și încet, încet am realizat că și material pot să fac ceva.